se pune la cale la cele două palate. Colega mea, Viorela Greco, are toate informațiile. Bună seara, Viorela! Bună seara! În primul rând am încercat să obținem o reacție din partea guvernului și a lui Dacian Ciolo și am cerut o reacție imediat după izbucnirea violențelor, iar guvernul ne-a răspuns că nu are de făcut niciun comentariu, că Dacian Ciolo nu are de transmis niciun mesaj către protestatari. Am revenit cu o solicitare în același sens după o oră, asta în contextul în care chiar oamenii din stradă spuneau că vor rămâne acolo până când Dacian Ciolo îi va primi la discuții și din nou am avut parte de aceeași reacție și anume că nu este cazul să aibă premierul vreo reacție publică. În plus, ni s-a transmis faptul că dacă nu există o solicitare oficială, cu alte cuvinte o solicitare scrisă din partea acestor tineri din stradă, atunci practic guvernul n-are ce să răspundă cu privire la o posibilă întâlnire a lui Dacian Cioloș cu protestatarii. De asemenea, am formulat o întrebare și la administrația prezidențială, am rugat purtătorul de cuvânt al Cotroceniului Mădălina Pușcalău să ne spună dacă președintele are cumva vreun mesaj pentru tinerii din stradă sau măcar dacă a fost informat despre ceea ce se întâmplă la București, președintele fiind în Sibiu, și de asemenea nu am primit absolut niciun răspuns din partea administrației prezidențiale. Mulțumesc foarte mult, Viorela. Prin urmare, domnule academician, tăcere. Este bine știut că televiziunea nu este prinsă în sudul Transilvaniei, nu poate să vadă nimeni ce se întâmplă, nu așa? Este, mi se pare, noaptea minții și răspunsul Cotroceniului. Credeam că domnul președinte, din acest punct de vedere, e mai cumpănit, iar răspunsul domnului Cioloș mi-l omoară definitiv. Eram printre cei care spuneau că e totuși un om în care se poate avea încredere. Adică sperați să fie. Nu se poate avea încredere. Eu cred acum, mai mult decât acum două ore, că a fost un punct de vedere transmis din exterior și atunci este silențio stamp. Tace și președintele, tace și primul ministru. Președintele nu riscă nimic decât să se mai prăbușească în sondaje. Domnul Cioloș însă trebuie să fie foarte atent pentru că mai are foarte puțin de stat acolo. Și acele partide care se gândesc să-l sprijine pe domnul Cioloș în viitor, parcă astăzi trebuia să-l sprijine, trebuie să se gândească foarte bine dacă vor mai supraviețui după această acțiune, într-adevăr, eu nu folosesc des aceste cuvinte, antinațională. A nega, nici eu nu cred că unirea se face mâine, dar a nega acest ideal al tinerii generații de o parte și de alta Prutului, am avut studenți de acolo și doctoranți de acolo și știu ce gândesc, este aproape o crimă. Dați cuvântul de ordine, domnule academician, așa cum s-a dat exact acum un an. Demisia, că pe televiziune s-a dat. Demisia lui Piedonea, lui Oprea, lui Poda. Demisia lui Tudorache, demisia lui Cioloș și așa mai departe. Domnule, tinerii frumoși și liberi ar trebui să reia. Nu cred că trebuie să facem noi asta, societatea civilă, da. Eu cred că acest lucru poate fi cerut de partidele politice, dânsii fac politică. Dar continuând în această idee, cred că e mult mai mult pe masă în acest moment, fiindcă domnul Cioloș ar fi trebuit să fie în continuare prim-ministru după alegerile din 11 decembrie. În situația actuală, cu eticheta de trădător lipită pe tricou, deși nu cred că Cioloș e trădător, nu pot să cred eu asta. Iar din 28 decembrie anul trecut. Iar Delean, înainte de orice, știe ce înseamnă asuprirea. Deci cu această etichetă, dar eticheta îi rămâne. Eticheta îi rămâne. Deci se schimbă și chiarul politic. Da. Domnule academician, în acest moment se schimbă și chiarul politic. Se refac calculele. Deci impactul este foarte mare. Sigur că președintele Iohannis urcă, coboară în sondaje, mă rog. El mai are timp. Dar acum lucrurile acestea se schimbă de la o zi la alta. Ori în acest moment lipsa de reacție tipică a domnului Cioloș este devastatoare. Absolut. Absolut. Până acest moment, domnul Cioloș trebuie să plece, nu mai are viitor politic aici, și în România. Vreau ca să merg în direcția deschisă de domnul Chirieac, vreau să văd în seara asta
declarațiile tuturor liderilor de partide politice. A ieșit doamna Lina Gorghiu, condamnă cu asprime aceste violențe. Bine, ea dă și dă vina pe doamna Firea, că asta era un meci cu doamna Firea. Tocmai, așa. Dar nu e de vină domnul Ponta, că până acum puterea m-a arătat. Esențial este că condamn aceste violențe împotriva manifestanților pentru unire. Sebastian Ghiță, Bogdan Diaconu și ei. Ei au făcut-o. Din acest punct de vedere. Nu știu ce face PSD-ul. Poate că au avut un punct de vedere, dar nu l-am văzut PSD-ul. Nu știu ce face ALDE. Vă mulțumesc, l-am văzut pe domnul Băsescu. Ne oprim cu discuțiile aici. Domnul Băsescu,